Vă salut, bun găsit tuturor, sunt ultimele informații care au venit din partea autorităților române. Detaliile sunt și pe site-ul nostru pe libertatea.ro. Iată cum arată ultimele date. Total cazuri confirmate în România, 1292 de cazuri confirmate la această oră în România, plus detaliile. Bun. Până astăzi, pe teritoriul României au fost confirmate 1292 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID-19, iar dintre cele 1292 de persoane confirmate pozitiv, 115, așa cum puteți vedea, au fost declarate vindecate și externate. 53, adică cele mai multe la Timișoara, urmează Bucureștiul, 41 de cazuri, 7 la Iași, 6 la Craiova, 6 la Constanța și 2 persoane la Cluj. Deci 115 români au fost declarați vindecați și au fost externați. Până astăzi, din păcate, 24 de persoane diagnosticate cu coronavirus și cu boli cronice preexistente internate în spitale din Craiova, București, Iași, Suceava, Arad, Bacău, Cluj, Timișoara și Neamț au decedat. Avem 24 de decese și de la ultima, informa de, de la ultima informare de ieri, transmisă de autoritățile române, avem 263 de cazuri noi. 263 de cazuri noi așadar în România, 115 români vindecați, 24 de români care aveau și alte boli, boli cronice preexistente, din păcate, au decedat. Pacienții nou confirmați au vârsta cuprinsă între 0 și 94 de ani, iar la terapie intensivă sunt la această oră internați 32 de pacienți, din care 24 în stare gravă. Starea de sănătate a celorlalți pacienți este bună, este staționară. Avem și informații în legătură cu românii din afara a țării, românii din străinătate. Total cazuri confirmate în afara țării 59, cele mai multe cazuri, 44 sunt în Italia. Mai avem 4 în Spania, 2 români în Nabi Namibia, 2 români în Indonezia, 3 în Franța și câte unul în Tunisia, Irlanda, Marea Britanie și Luxemburg. Iar de la începutul epidemiei, 11 cetățeni români aflați în străinătate au decedat, 8 în Italia, 2 în Franța și unul în Marea Britanie. Crește de asemenea numărul românilor care sunt în carantină instituționalizată, peste 7200 de persoane și alte 124.320 de, de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală. Primim date și despre numărul de teste efectuate la nivel național, 17.453 de teste Imediat vom vorbi despre aspectul acesta pentru că au venit date noi din partea autorităților în legătură cu testarea și procedurile de testare. Aflăm de asemenea că au fost întocmite 199 de dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de zădărnicire a combaterii bolilor. Avem aproape 3.000 de sancțiuni contravenționale aplicate de poliție, de jandarmerie pentru nerespectarea măsurilor de izolare și de carantină. Ultimele informații, așadar, din România, plus avem și aceste date noi, graficele despre care v-am mai vorbit. Bun, 1292 de cazuri diagnosticate COVID-19, cu 115 cazuri vindecate și, din păcate, 24 decese și un număr mare de români care sunt în stare gravă la terapie intensivă. Iată cifrele. Categoria puternic afectată, 59%, este categoria cu vârsta cuprinsă între 19 și 50 de ani. Urmează, în proporție de 29%, categoria cu vârsta cuprinsă între 51 și 69 de ani. Ultimele grafice, ultimele date din partea autorităților, plus vârsta medie este de 45 de ani, femeile sunt cele mai afectate în proporție de 54%, iar în proporție de 40%. 43% bărbații, restul copii. Bun. Confirmați cu COVID-19, plus informații pe grupe de vârstă, detaliile, le găsiți și pe site-ul nostru pe libertatea.ro. Vorbeam despre cazurile diagnosticate în România, vorbeam despre românii care sunt în străinătate, 11 decese, din păcate, cele mai multe în Italia. Haideți să vedem cum stăm și la nivel mondial. Iată, total cazuri confirmate la nivel mondial, 542.018 cazuri confirmate cu următoarele detalii. S-au vindecat peste 125.300 de oameni în lume și, din păcate, au decedat 24.363. Haideți să vedem cum stăm pe țări, care este situația. Decese. Cele mai multe decese sunt în Italia. Avem peste 8200 de decese. Urmează Spania cu peste 4300 de decese. Iată cifrele. În Germania 281 de oameni au murit. În Franța 1696 de oameni uh, care au decedat. Așadar, în Italia avem cele mai multe decese. Apoi în Spania și în China 3292 de decese. Raportându-ne la numărul de cazuri, cele mai multe cazuri de coronavirus confirmate, cazuri confirmate sunt în Statele Unite ale Americii, iată câte avem. 85.612 cazuri în America, peste 1.300 de decese în Statele Unite ale Americii. Urmează China cu 81.340 de cazuri și Italia, Italia care are peste 80.000 de cazuri, 80.500 de cazuri. Vom reveni la aceste cifre, sunt informațiile de ultimă oră în legătură cu cazurile confirmate de coronavirus în lume și în România. În România vorbim despre 1292 de cazuri astăzi confirmate de autoritățile române. Găsiți datele acestea și pe site-ul nostru pe libertatea.ro. Ne vom referi la ele, dar vreau să vorbim în continuare despre ce se întâmplă la Spitalul Universitar din Capitală, cel mai mare spital din România. Aici unde ne aducem aminte că doi pacienți internați pentru dializă la Spitalul Universitar au decedat apoi la, la Victor Babeș de coronavirus. Erau infectați cu coronavirus. Bun, jurnaliștii de investigație Libertatea și GSP au aflat în exclusivitate că există plângeri penale ale corpului medical împotriva directorului medical Dorin Ionescu, pentru că, spun medicii pentru libertate, au fost puși în pericol de infectare cu coronavirus. Directorul medical nu le-ar fi dat echipament de protecție săptămâna trecută, atunci când au fost internați cei doi pacienți cu coronavirus. Într-una dintre aceste plângeri pe care o să o găsiți pe site-ul nostru pe libertatea.ro, chiar aici, la finalul articolului, iată plângerea penală, într-una dintre aceste plângeri este redat un dialog incredibil între o angajată și directorul medical. Găsiți plângerea aici, informațiile în exclusivitate pe site-ul nostru pe libertatea.ro. Întâlnirea care ar fi pus capac mandatului lui Victor Costache la Ministerul Sănătății, bine, fostul ministru s-a opus ideii lui Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, de a transfera, de a transforma Romexpo într-un loc unde să se trateze bolnavii de COVID-19. Ideea lui Raed Afat se baza pe nevoia de a aduce pacienții români într-un mediu lipsit de germeni nozocomiali din spitalele noastre, asta spune o sursă din Ministerul Sănătății pentru Libertatea. Despre conflictul acesta mocnit între Victor Costache și Raid Arafat, detalii de ultimă oră din interiorul Ministerului Sănătății, pe site. Ludovic Orban, premierul Ludovic Orban, ironizează, ironizează inițiativa de testare COVID-19 în București, o inițiativă a primarului Capitalei Gabriela Firea și a doctorului Adrian Străinu-Cercel. Capacitatea de testare va crește constant, spunea în această dimineață prim-ministru Ludovic Orban, iar poveștile, citez, poveștile care circulă cum că testăm prin selecție 10.000 de oameni, sunt doar povești. Există criterii clare de testare, există proceduri, nu pot fi testate persoane în mod aleatoriu spune premierul României Ludovic Orban. Iar noul ministru al sănătății Nelu Tătaru declara tot în această dimineață prioritate la testare vor avea cadrele medicale, va avea personalul medical. Vor veni săptămâni și mai grele, vor fi cazuri critice, spune Nelu Tătaru. Orice persoană cu infecții respiratorii, cu simptome de gripă, va fi testată pentru coronavirus. Astăzi, mai spune noul ministru al sănătății, o să am o discuție cu doctorul Adrian Străinu Cercel, cu doctorul Rafila, cu Adriana Pistol, este director în cadrul Institutului Național de Sănătate Publică, o discuție în legătură cu testarea bucureștenilor. Așteptăm detaliile acestei întâlniri. Să sperăm că noul ministru al sănătății va face și declarații în legătură cu discuția pe care o va avea. Avem 10 cadre medicale infectate cu coronavirus în județul Arad, avem alte aproape 150 de cadre medicale care au intrat în izolare în această zonă. Și iată ce spun medicii pentru libertatea. Se lucrează la nivel de avarie, cu echipament de protecție de azi pe mâine, cu echipamente insuficiente. Vin informații din foarte multe spitale din țară. Vin informații și de la Sibiu, mai exact de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu. Spune un doctor pentru libertatea, nu avem niciun caz pozitiv la Sibiu, pentru că nu, acolo nu există niciun caz confirmat cu coronavirus. Nu avem niciun caz pozitiv la Sibiu, pentru că noi nu testăm suspecții să nu ajungem și noi focar de infecție ca la Suceava. Declarația doctorilor de la Sibiu, de la Arad, ultimele informații în libertatea. Și avem și vești bune, să vorbim și despre lucrurile bune care se întâmplă în această perioadă. În libertatea de astăzi detaliem, vorbim despre zeci de voluntari care lucrează împreună, deși nu se cunosc, s-au cunoscut acum în aceste împrejurări, ca să ajute medicii din spitalele românești. Ce fac ei concret? Ideile lor, că până la urmă poate ne inspiră și pe noi, detaliile sunt pe site-ul nostru pe libertatea.ro. Sunt ultimele informații pe care le urmăresc jurnaliștii Libertate astăzi și ultimele date care au venit din partea autorităților române. Avem 1292 de cazuri confirmate cu coronavirus în România și atenție, cazuri noi astăzi, 263. Avem 263 de cazuri noi și, din păcate, vorbim despre 24 de decese. Sunt datele care vin de la autoritățile române. Avem 24 de decese oameni care aveau și alte afecțiuni boli cronice preexistente și care au decedat în spitale din Craiova, București, Iași, Suceava, Arad, Bacău, Cluj. Timișoara și Neamț. Și crește numărul persoanelor care se află în izolare la domiciliu, crește numărul românilor care se află în carantină instituționalizată. Cel puțin acestea sunt cifrele din partea autorităților române, iar pacienții nou confirmați au vârsta cuprinsă între 0 și 94 de ani. La terapie intensivă, la această oră, în România sunt internați 32 de pacienți dintre care 24 sunt în stare gravă. 263 de cazuri noi astăzi în România, iar în străinătate avem 59 de cazuri, cele mai multe sunt în Italia, 11 decese, cele mai multe sunt în Italia. În lume situația arată în felul următor, 542.018 cazuri la nivel mondial cu aceste detalii. 24.363 de decese, vindecați 125.303. Dacă ne referim la numărul oamenilor care au decedat de coronavirus, cele mai multe decese sunt în Italia, peste 8200, Spania peste 4300, în China avem peste 3200 de decese. Iar cazuri, cele mai multe cazuri sunt acum, la această oră sunt în America. Avem peste 85600 de cazuri în America. China are peste 81300 de cazuri, iar în Italia avem peste 80.000 de cazuri. Ultimele informații din partea autorităților date de la această oră. Firește că urmărim subiectul. Date noi sunt pe site-ul nostru pe libertatea.ro, de asemenea detalii și pe pagina noastră de Facebook. Vă ținem la curent cu ce se întâmplă în România și cu ce se întâmplă în lume. Sunt Adriana Nedelea. Rămâneți alături de noi.